Salutare și bine ați venit la un nou videoclip de Stranded Deep. De data aceasta continuăm aventura noastră unde am rămas pe insula aia și am zis că o să mergem imediat cum o să și încarce să ne stabilim la insula aia mai mare. Îmi place că practic revii la ia uite, fac sport, n-am niciun stres. No stress. A, da, și aici am uitat că e mouse-ul ăsta care face așa ca nebunul. Bun. Aveam undeva binoclul pe care l-am pus probabil și undeva. Asta e The Hammer. Vreau să mă uit. Deci aici aș putea să le iau în barcă foarte bine și să plec cu ele ca să nu lase aici. Unde e binoclul? E în mână? Nu e în mână. Ne-am pus un binoclul ăla. Aici se face carnea. Cooked. 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 Toate cooked. Cum stau cu mâncarea? O să mă fac full dacă mănânc asta. Așa, și mi-a zis cineva că ar trebui să pun frunze de palmier aici. Unde e? De unde iau eu frunze de palmier? Parcă mai aveam pe aici pe undeva, nu? Sau va trebui să dau jos cu el? Bă, da, ce frumos să vede. Se vede foarte frumos așa jocul ăsta. Zicea cineva că putem să facem apă dacă ne punem frunzele. Frunze sau ăștia de palmier? Oare cred că de asta era vorba, nu? Eu le pun. Ia stai, că asta pot să o iau, nu? Da, așa, să merg cu ea aici. Dar oare va trebui să tai frunzele sau să le pun pur și simplu raw așa? Cred că trebuie să le tai. Așa. Bun, și le iau pe fiecare în parte și le pun unde aici? Tot fibre. Ah, uite, bă. Da, mă. The still is empty. Da, mă, uite, fii atent că se și aude, bă. Bă, vă mulțumesc, mă, pentru comentarii. Vedeți? Și mulțumesc băiatului care mi-a zis de chestia asta, ca bar n-aveam. Bravo, mă, băieți. Vezi, mă, ce înseamnă, mă, comunicarea, comentariile. Cât de mult înseamnă comentariu, vedeți? Ajută un om, mă. Bun, mâncare am, apă îmi fac. Puteam să mai îmi fac. Da, mă, dar trecut am făcut acest arc foarte bun ca să putem să mergem pe insula cealaltă. De unde naibii era crafting-ul? De pe C. Bun. Ia să vedem. Avem următoarea chestie. Fire torch. Asta e bună de făcut, dar nu mai avem... de-aia, cum îi zice... Nu mai avem... cârpă. Pe toate ăștia o să trebuiască să le facem și pe insula cealaltă dacă mergem acolo. Dar, bă, unde am pus binoclu? Știe cineva unde mi-a lăsat binoclu data trecută? L-am pierdut, deci efectiv l-am pierdut prin nisip. Deci nu știu unde e. De bețele astea nu am nevoie. Ia. Trebuie să-l fi lăsat pe aici pe undeva, nu? Bă, l-o fi luat apă, nu îl luam, cum să-l ia apa. O fi aici înăuntru, aici sunt sardinele. Am băut apă, dar nu mi-a făcut foarte mult. Ce facem, mă? Mi s-a dus ăsta. Alo? Alo? Nu încoace, că știu dacă e zi. Uite, pe aici mai sunt umbre, mai e negru, mai e... Dabea ce risare soare. Ah, să ne uităm la apus. E? Altceva, domne. Altceva. Da. Facem și un print screen dacă tot ne uităm. Bun, deci... Nu știu ce s-a întâmplat cu binoclul, l-am pierdut. Where the fuck is it? Și chiar nu mai țin minte ce am făcut cu el. Ce nasol că practic... Chiar îmi plăcea binoclul ăsta. Bă, dar chiar. Ia să închidem ăsta. Asta nu ne e nimic deocamdată.
Bă, dar nu știu unde am lăsat acel binoclu, bă. În fine, ziceam că mergem la insula din față. Ăștia zic să le lăsăm momentan aici, pentru că nu e foarte mult de mers până acolo. Uite-l, mă, l-am găsit. Gata. Da, avem foarte multe chestii de explorat acolo. Și eu am fost la asta de aici. Ia. Yeah. S-a pus apă iar. Ce vreau să fac? Vreau să mă duc până aici să văd. Eu am fost, mai țineți minte? Eu zic că am fost, nu? Nu ne costă nimic dacă verificăm repejor. Dacă am fost sau nu. Bă, dar ce frumos se vede și în apă. Aici, am fost aici? N-am fost aici, fraților. Deci cum am putut să ratăm așa ceva, serios? LOL. Lolita. Și pe aici ceva care se deschide? Nope. Ok. Mai mergem puțin la suprafață. Și pe aia mergem tare jos. Alo, băiatul. Ceva de deschis pe aici, da. Pac, compas, mai avem compas. Ceva de deschis pe aici? Nu, serios, nu, chiar. Hey, don't feel so good. Why? What the fuck just happened? Bube? Poisoning. Oh my god. LOL. Ce s-a întâmplat cu noi aici? Cineva ne-a otrăvit. Ne-a mâncat și peștele. Ne apucă buțul acești nebun. Hai tata, tare jos, tare jos, tare jos, tare jos. Uitați în ce-am dat, în ăla. În ăla cu țepi. Fuck. Și ne mai vine și ăsta după noi. Mare lucru ce-am făcut aici, ești nebun. Putem să intrăm pe aici? Pe undeva? Unde e, mă, unde e ăla? Că mă neliniștește muzica asta. Oh my fucking god, dude. Pe aici se poate intra? Ah, nu, știu cum se poate intra, gata. Oh, fuck, 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 fuck. Deci, trăim periculos aici, mergem tare pe aici. Nu, pe aici nu putem. Pe aici? Nu. Bine. Aș ajut? Bă, dar ce ne-a înțepat aia, bă. What? What the fuck? Fuck, fuck, fuck. Nu mă lasă, cum ies? Fuck, trebuie să plecăm de aici acum. Mamă, deci m-a luat ăsta și a făcut cu mine în gură. Boy. E nasol, am fost și mușcați. Dar ne facem, ne facem bine, repede. Mamă, deci era cât pe ce să murim aici, frate. Și n-am văzut peștele ăla cu țepi. Mă, gata, stai că ne mai mușcă și crabul ăsta, ești nebun. Deci, ce facem? În primul rând, ducem asta. Seamănă cu ceva? Day Survivor 3. Era, mai avem și murim. Ăsta nu. Bine, atunci îl punem, uite, îl punem... iar era în mână. Îl punem aici. Bun. Pusesem bandajul aici. Luăm unul. Compasul. Putem să-l punem aici. Așa. Și Făcusem antidot. Sau nu făcusem? Oh my god. N-avem să ne luăm antidot. Ok, am pus bandajul pe mine. Stați să fac poisoning-ul. În continuare suntem poisoning. Apă n-avem, trebuie să mergem să bem.
Bun. Am pus apă. S-au consumat ăștia, are you fucking kidding me? LOL. Cum să se consume, mă, ăsta? Chiar nu mă așteptam la asta. Bun. Avem să ne facem. Deci cine trebuie pentru antidot? Cine trebuie pentru antidot? Consumables. Pentru antidot ne trebuie neapărat una de asta pe care o facem din ăsta și coconut flask. Ok, bun. Facem în felul următor. Luăm asta și mergem și luăm repede iuca. Parcă a sărit pe lângă mine. Așa. Câte iuca am? 7, trebuie 8. Ia să vedem și coconut. Unde mai luăm? E pe aici, pe vreuna? Uite, văd de aici mai sunt. Asta pot să-l iau din mers. Bun, repede să facem crafting-ul. Mai întâi trebuie să fac sfoara. Ok, am făcut sfoara. Mai facem sfoara. Mai avem de sfoară? Nu mai avem. Bun. Și consumables facem asta. Și, ha mă, deci jos, cum pot să dau mă aici în jos ca să nu mai duc până la capăt? Și antidotul. Antidotul, a, dar stai așa, stai să-l pinuiesc. Pentru că le avem aici pipi plant. Și facem antidot cu pipi plant. Ținem apăsat pe C, facem antidotul. Not enough room in inventory. Oh my god. Hai să dăm cu ăștia jos și să ținem pipi în mână și să facem antidotul. Ok. Și hai să-l bem. Bun. Gata. Am scăpat. Ați văzut cum se scapă de poison și cum se scapă și de rechin după ce v-a mușcat rechinul. Vă trebuie bandaj și ca să scăpați de poison vă trebuie să vă faceți un antidot. Ca să plec bine și să stau liniștit, va trebui să mai fac un antidot. Mamă, și sper să nu cade pomul ăsta, că o să fie nasol. Așa. Bun. Dar sunt curios, ăștia se mai cresc? Nucile de cocos sunt palmierăștia? Bun. Și ne mai trebuie pipi plant. Pe care am găsit-o. Ajunga planta asta, nu știu ce să fac cu ea. Pipi plant. Deci în chestiile astea, după cum vedeți, așa arată locurile de unde ceva de genul ăsta. Aici am luat-o, cred că data trecută. Bun, având acesta chestie, facem coconut flask-ul. Not enough room in inventory, bineînțeles. Dăm cu asta jos și facem coconut flask-ul, ca apoi să facem antidotul. Iar antidotul îl punem aici, luăm ce luăm, compasul. Deja am două compase. Hai să luăm asta și să punem antidotul care mi se pare cel mai... bine că l-am în... Dacă l-am în mână, of. Dacă l-am în mână, nu pot să-l pun aici. Bun, l-am pus. Uite mă, și eu vreau să plec, s-a pus ploaia. Nu putem să plecăm, dar putem în schimb să luăm barosul. Să lăsăm, mamă. Și vin valuri mari aici? Uitați cum se văd alea, lol. Bă, dar s-a pus rău să plouă. Cum suntem noi cu mâncarea? Mâncarea și băutura sunt chiar bine. Bă, uite, aici ar trebui să am... N-am. Bun, deci trebuie să mai tai palmieri. Asta e. Să-mi asigur tot timpul... Cum s-ar spune... Lol. Apa. Dar trebuie cumva să și fierbă apa asta undeva.
parcă tot timpul să tai palmierii, nu știu dacă e chiar o soluție extraordinară. Ăștia oare se spar direct sau mai tine, nu, mai tine se desprind. După aia se sparg. Mergem și ne punem aici ca să mai facă apă. Quad fibre. Așa. Bun. Asta o lăsăm aici. Și ca să vreau să muncesc, lăsăm cuțitul ăsta jos. Putem să lăsăm și arcul jos. Ăștia nu, că trebuie să le las pe rând. Las așa și de barus. Bine, că aș putea să las și binoclu jos. Aș putea să las și cutiuța cu mâncare pe care pot să o pun aici. Și inclusiv ăsta. Și mâncarea pot să țin la mine. Bun. Și pe ploaie și pe vânt, noi spargem. Noi punem mergem, mă? Container wall. Nu merge să-l spargem? Îmi arată ceva, dar nu știu ce să fac. Noi punem containerul la pământ, vreau să zic, și pe ploaie și pe vânt, dar hold it to open. E, și uite, container wall. Păi și ce să fac, mă? Deci, container wall building. Well, și cum dau jos wall-ul? Știe cineva? Uite, container 2. Oare chiar fac ceva acum? Abar n-am. Parcă ar da prin el. Chiar se sparge asta sau ceva? Nu-mi dau seama. Bun, pentru că plouă și e urât, aș putea să mă duc repede la somn. Și chiar dacă plec pe noapte, parcă totuși e mai bine. Să dăm un save. Și să dăm și un sleep. You can only sleep at night. Oh, fuck it, dude. Bun. Am putea să vedem. Ia să vedem cum stăm cu mâncarea. Dar suntem chiar full. Ne facem și cu apa full, zic. Bine, spre full măcar. Dacă nu full. Și avem următoarea chestie. Ia uite, bă, au venit ăștia aici. Ce facem noi cu tire? Ia uitați, le convine, le aduce valul, lol, ce mișto să vede. Cu click dreapta luăm pe cine interesează și cine nu știa. Și ar trebui să facem și ceva cu ele, corect? Dacă apăsăm pe C. Nu prea avem ce să facem cu tires-ul. Mă interesează să văd dacă avem unde să fierbem apa. Nu știu ce facem cu furnace-ul. Deci cu furnace-ul pare a fi ceva. Clay-ul ăla, cum îl facem clay-ul? Oare putem să facem ca în The Forest clay-ul ăla să putem să luăm din copaci? Ar fi interesant. Ce un boober? What the fuck, dude? Okidoki. Brick scrap, da, dar tot așa. Spear gun. Lol, mă. Putem să facem un spear gun. Now, this is something. Și cum e spear gun-ul ăsta? Efectiv, dăm cu spear-urile după fel de nenorociți sau animale. Uite, mă, tiles raft base, mă. Putem să ne facem și boy balls raft. Ah, putem să ne facem un raft, wood raft base. Ok. Ca să nu folosim pa noastră sau de ce? Barrel raft base, ia uite. Ok, vehicles. Bun, wood farming plot, la la la, plank farming plot. Corrugated farming plot. Bă, asta e mișto că-ți faci propria. Așa, consumables l-am văzut. Bun, cam ăștia erau. A venit soarele, așa că hai să ne echipăm. Deci,
Acest ciocan nu-mi trebuie, o să iau mâncărică, o să iau arcul, o să iau cuțitul, o să iau asta și o să iau și asta. Cam multe iau, nu? Aș putea să las totuși cuțitul aici, că am luat tridentul ăsta, sau ce naibă fi el. Bun, și arcul, care e destul de șmecher. Să bem, care e problema? Plus healthy. O, ce frumos ne scrie plus healthy. Hai să pornim în aventură, dragilor. Așa. Nu vreau să fac asta. Ziceam că mergem în direcția aia. Hai să mergem. Cu tot cu sardinele luăm cu noi. Poate vrem să mai mâncăm acolo, poate ne facem un foc. Haide, mă. Îl trag dincolo de acest nisip, de această mică insuliță. O duc direct în larg. Bă, da, frumoasă grafică, n-am ce spune. Hold it, ride along. Dar tot dau pe ei și nimic. Așa, bun. Hai să luăm asta. Și hold it to operate. Încotro mergem? Deci, încolo am zis că merge. Hai, mă, ce faci? Ai, frate. Serios. Așa, direcția în partea stângă, în partea stângă, în partea stângă. Așa, bun. Bă, de ce nu fii stânga, frate? Bă, dar asta e Spartă? Asta e Spartă, mă? Se poate și sparge barca asta, oare? Bă, aparent încă pot să merg pe ea. Mai mult în apă. Cred că m-am îngreșat, bă. Cred că am mâncat crab prea mult de aia și m-am îngreșat. Nu știu, dar merg super ciudat cu ea. Adevărul e că abia pot să fac stânga aici, nebun. Pare a fi Spartă, pe cuvântul meu, și tot o iau stânga. Mă, ce se întâmplă? Hold it to operate. Serios, mi-e foarte greu să fac stânga. Dar mergem către acea insulă, să vedem ce e acolo pe insula aia, frate. LOL. Băi, e Spartă, mă. Bă, ați văzut, mă? Nu, mă, deci asta s-a spart sau ceva. Deci, nu acum, nu mergeam așa cu ea. Ia uite. What the... Hold... Ce, mă? Hold it to operate. What the fuck? M-a dat ăla jos? Nu cred. Nu cred ce s-a întâmplat. Nu cred ce s-a întâmplat. Luăm totul din ea. Deploy? Unde naibii fac deploy? Mamă, și sunt în larg. Alo, băiatu. Fă-i, bă, cu ea ceva. Ua, am reușit. Restart open, nu. Bun. Trebuie să ajungem acolo. Mai mergem? Hai să mergem. A, uite că s-a reparat și barca. Cred că a fost un bug, mă. Mamă, dar ce peripeții în episodul ăsta, frate. Seriously. Mamă, și ajungem noaptea, asta nu e bine. Și o să trească să o de la capăt cu shelter, cu toate nebuniile, vă gândiți? Acolo ești periculos, poate dăm de niște vietăți de alea pe care trebuie să le omorâm imediat cum ajungem. Nici nu știu ce o să găsim pe acolo. Știu că am intrat odată de când, înainte să fac seria asta pe single player, să văd ce e pe aici. Și era o vietate de aia, gen semna cu crab, cu crabul, dar era super mare, era cât mine de mare. Deci sunt foarte curios ce o să găsim acolo, nasol că ne-a prins noaptea. This is beginning to be interesting.
Sunt tare curios dacă putem să găsim repede un loc în care să fim și... Bă, da, oare mă gândesc în care să fim și... Eu trec de la un gând la altul și trebuie să iau mai ușor. Gura nu se ține cu el. Cu gândul. Vreau să zic că sunt curios dacă găsim repede un loc în care să ne facem un shelter și să facem un foc. De fapt, sigur trebuie să găsim, numai că trebuie să ne mișcăm repejor. Și să sperăm să nu fie un vreo vietate pe acolo. Eu eram atent aici în timp ce vorbeam, să văd ce pot să explorez. Văd că sunt o groază de pave și pe aici. Mai văd o cutie acolo. Și mai e una în stânga, ceva acolo. Iar insula asta nu e nici atât de mare. Nu-mi vine să cred. Mai încolo de insula asta aici, vedeți? Există niște construcții. Ne-am scos, dacă există niște construcții, niște rafinerii de genul ăsta. Ne-am scos. O să devine din ce în ce mai interesant. Dar nu știu sigur dacă e cazul că s-ar putea să fie niște palmiere acolo. Bun. Am ajuns. E doar o piatră până acum. Așa. Punem ăsta aici. Bun. Să tragem asta. Ușor. Să o tragem la mal. Aici pe pietre să nu... Dacă de aici că te omor. Don't hurt me. Bun. Acum că am ajuns aici. Spune ceva? Deci deja sunt fricos. Că am ajuns aici. Să punem înapoi. Bun ăstea. Și să fim cu arcul în mână. A, dar n-am luat și eu odaia, bă, vezi? Ce om. Bun. Hai să mergem ușor. Foarte mulți crapi pe aici. Să mergem ușor. Să avem mare grijă pe aici, pentru că pot fi șerpi. Pot fi mistreți. Uite, pipi plant. Foarte șmecher că avem. Putem să facem mai multe antidoturi. Așa, să avem mare grijă unde călcăm pe aici. Vreau să iau să-mi fac repede un shelter. Deci ce fricos merg pe aici. Un fire. Neapăr. O, bune ăștia. Resurse, tot ce resurse e bun. Ce s-aude? Erau doar leliecii. Bun, hai să luăm câte chestii de astea putem. Asta e țiglă de pus pe casă, cel mai probabil. Ne interesează să strângem cât mai multe pietre și lemne pe moment. Uite cum se retrag racii, dar mâncare avem, deci nu e o problemă, nu trebuie să omorăm niciun rac momentan. Mă interesa să strângem cât mai multe lemne și pietre ca să facem focul, să ne facem un adăpost, să putem dormi. Intru și aici în vegetație, dar... Na, e insula e mică, n-avem de ce să ne facem griji. E ok, asta e un lucru bun. Asta e, a venit, fuck. Nu-mi vine să cred. Există vietatea de care v-am zis. Oh my god, fucking god. Lol. Deci mă cacai pe mine de frică. Deci o trebuie să o omorâm pe asta. Repede fire. Am făcut fire. Uite aici. Așa. Și încă ceva ca să facem focul. Cu stuntul-ul. Și după aia. Ce facem cu stuntul-ul ăsta? Trebuie să facem... Fuck, ne mai trebuie două. Avem și noi cu ce să... nu mi-am luat topor, serios. Îmi mai trebuie unul de ăsta. Bun. Unde le găsim? Ca să facem repede focul. Ia uite, cloud. Bun. Și pietre, why not? Dar mai trebuie o bâtă, come on. L-am văzut. E pe aici, pe undeva. Nu mă întâlnesc eu nas în nas cu el. Mă cac pe mine că nu-l văd acum.
Ia uitați-l, ia uitați-l! What the fuck is that? What the actually fuck is that? Și uite lemnul acolo. O luăm pe aici repede. N-a văzut? Ia lemnul! Ia lemnul și fugi! Nu! Nu mai pot să fug! N-a fucking văzut! Oh my god! Mamă, și ăsta cum îl omor că ricoșează din el? Să întoarce spatele la mine? Dude! Te rog, eu mori. Dude. Ok, asta nu e bun. Ce scrie, mă? Gigantic crab. Mi-a luat asta. E sub ea. Dude, get the fuck out of there, man. Nu cred. Du-te naibii de aici, de nesimțit. L-am fucking omorât, cum suntem, cum suntem. Status effect, nimic rău, e ok. We did it. Ce naibii asta? Și cu stuntul ăsta, cum pot să fac repede să tai ceva? Ah, camană, trebuie iuca. Ok, hai să facem altceva, hai să facem repede astea. N-am loc, serios. Dă-i cu ăștia joși ca să-și ce face cu ele. Deci gigantic crab-ul ăsta, dude, ați văzut ce a fost cu el? Așa, bun, nici cu ăștia n-am ce să fac cu cloutele momentan. Și hai să facem focul. Hold it to light, hai mă, lasă vrăjala. De cu focul, aia a fost. Ăștia le lăsăm aici. Bă, ăștia să nu spargă. Bă, mi-e frică cu asta. Așa, bun, am făcut și focul. Acum o să ne trească să ne facem un cuțit. Deci tot tridentul ăsta a fost bun, nu arcul. Asta a fost foarte super bun. Acum ăsta ce facem cu carapacea lui? Sunt curios. Deci o să ne trească una de asta ca să tăiem. Oare cu asta poți să tai? Nu poți să tai. Bun. Păi eu zic să traiem un pom de ăsta micuț ca să luăm mai multe lemne și să luăm niște iuca ca să facem eu tai bine aici, mă, sau ce n-ai fac? Da, mă, tăia bine. Palm sapling, asta e de iuca, bun. Bun, ia să vedem, găsim iuca pe aici? Ar trebui să găsim, n-ar trebui să mai fie niciun pericol, sincer, pe aici, că n-am mai văzut pe cineva. Hai că, dacă e, cam asta este pentru videoclipul ăsta, mergem... Data viitoare să facem repede, să vedem dacă putem să disecăm acest crab. Probabil o să ne luăm mâncare și începem să explorăm, să vedem ce noutăți sunt pe această insulă. Bă, și să nu uităm de unde am venit, nu? Dacă ne uităm cu binoclul, ar trebui să vedem că am venit din partea asta. Corect? Așa ar părea. De acolo nu aveam cum să venim. Nu. Deci, sigur am venit din partea asta. Da, e clar că nu. Nu. Deci asta e sigur, de aici am venit. Și putem să mergem cu fel și fel de resurse pe care o să le găsim aici. Bun, dacă v-a plăcut, nu uitați să dați subscribe, like și share. Poate vor să mai afle și alții. E, s-au întâmplat multe.
Așa că, până data viitoare, v-am salutat. Ciao!